Chiar dacă afară este posomorât și frig, în studioul nostru gastronomic este mereu cald și luminos datorită invitaților de excepție. De această dată am invitat-o pe interpreta Olia Tira, care a pregătit ceva tare delicios. Despre ce este vorba, vezi chiar acum. Smuze este nu doar sănătos, dar și gustos. Și acum noi o să gătim cu voi un fel de smuze. Apropo, puteți să gătiți din diferite fructe și legume și așa mai departe. Azi eu o să pregătesc din ceea ce am găsit în frigider. Este o banană, avocado și coacoză neagră. Pentru un pahar, să zicem așa, pentru o porție avem nevoie jumate de banane. A doua jumătate putem să mâncăm așa. Și jumate de avocado și 100 de grame de coacoză neagră. Ajutorul de nădejde i-a fost storcătorul de nutrienți NutriBullet, pe care l-a adus chiar de acasă. Acesta ocupă un loc de frunte în bucătăria sa, deoarece este compact, puternic și rapid. Este foarte ușor să ai alături, pentru că foarte repede poți să gătești ceva natural și sănătos pentru tine, niște cocktailuri de proteine, dacă mergi în sală, dar eu cred că tu mergi în sală pentru că ai grijă de corpul și sănătatea ta. Și eu cred că are nevoie oricine să fie acasă ca să facă ceva gustos, nu numai pentru sine, dar și pentru familia lui. În ultima vreme eu chiar întâlnesc foarte multă lume care este vegan, da? Care mănâncă numai fructe și legume, nu mănâncă carne, nu mănâncă produse de lapte, lactoză și așa mai departe. Și eu cred că atunci când ei o să vin la mine acasă, eu o să am ce de pregătit pentru ei. Deci noi luăm și punem toate ingredientele aici înăuntru. E foarte ușor și foarte repede. Cu acțiunea sa exclusiv ciclonică, lamele specializate și motorul puternic de 600 de W, NutriBullet transformă legumele întregi, fructele, nucile, semințele și alte alimente în combustibil sănătos pentru corpul tău. Extragerea nutrienților este ceea ce face NutriBullet-ul să fie deosebit față de restul produselor din comerț. Doamne, uite ce culoare faină avem noi! Hai să gustăm! Îmi place! Și dacă totuși suntem în ajunul anului nou, foarte mult doresc ca să fim sănătoși, noi toți. Dar pentru aceasta ai puțin de făcut. Trebuie să ai grijă de tine și de sănătatea ta. Să faci multe smuzuri, să mănânci mâncare gustoasă și sănătoasă și atunci și corpul tău o să fie mulțumit pentru ceea ce faci. La mulți ani și aveți mult noroc în viață!